De fiecare dată subliniez că ar trebui să cunoaștem istoria pentru a ști cine suntem. E adevărat că mulți dintre noi până acum au studiat, poate nu am avut posibilitatea să cunoaștem direct personalități istorice, dar în schimb avem posibilitatea să înțelegem contextul istoric datorită cărților ce au rămas, dar și a informațiilor ce putem să le găsim în spațiul media, internet și așa mai departe. În această dimineață vă invit să rămâneți aproape pentru că am plăcerea să îi prezint aici alături de mine în platou pe domnul Andrei Giurgea, director de proiect. Bună dimineața, bine ați venit! Și pe doamna Irina Margareta Nistor, critic de film. Bună dimineața, sărut mâna, doamnă. Bine ați venit. Bună dimineața, bine ați. Am reușit să ajungem, că sunteți de ascuns și așa. E o întreagă excursie, mi-a plăcut. Mă bucur mult că ați ajuns în platou și pentru a le aduce la cunoștință și celor de acasă, evenimente dedicate regalității vor avea loc astăzi și mâine, pentru că se împlinesc 100 de ani din momentul în care regele Ferdinand a fost încoronat drept rege al întregii României, pentru că în anul 1914 deja urca pe tron, dar vorbim de regatul României, o perioadă extrem de complicată, tumultoasă, pentru că anul 1914 este anul în care începuse primul război mondial, ulterior anii 20, la fel foarte complicați, pentru că vorbim de foarte multe schimbări politice în spațiul românesc. Dar ca să nu facem foarte multă introducere istorică, vreau să vorbim inițial despre evenimentele ce au loc la Chișinău, începând cu ziua de astăzi, ora 13. E o caravană care, iată, mă bucur că e găzduită și prezentată inclusiv de Moldova 1 și vă mulțumim tare mult. E caravana centenarului încoronării regelui Ferdinand I și a reginei Maria. E o caravană care a pornit la Iași, e organizată de Asociația Artist, noi de acolo suntem, foarte aproape de aici de dumneavoastră, cu sprijinul primăriei municipiului Iași, a Institutului Cultural Român și, bineînțeles, a celor 6 ambasadori. Am ales 6 personalități, un ambasador e prezent aici alături de noi. De cinema. De cinema, ambasador de cinema. Avem istorici, avem politologi, avem oameni care au studiat acest capitol important din istoria noastră. E vorba de domnul profesor Adrian Cioroianu, istoricul Nicolae Pepene, care el a făcut și expoziția despre care o să povestim puțin mai târziu. E vorba de politologul Daniel Șandru, istoricul Alexandru Muraru și Mioara Anton. Sunt nume importante din domenii diferite și împreună am decis, pentru că iată și Iașul a avut un rol important în tot ceea ce a însemnat România Mare și în tot ceea ce a însemnat regalitatea, monarhia. Am zis, e un an important, trebuie să facem ceva, să marcăm acest moment istoric, pentru că nici noi la școală nu am învățat foarte multe lucruri despre monarhie și practic această caravană e ca o oră de istorie live, pe viu, e o caravană educativă, mergem în școli, mergem în licee, mergem la muzee și e așa o discuție antrenantă, pentru că am observat și asta e bine că această caravană se întâmplă, sunt foarte multe lucruri care nu se știu despre regalitate și despre momentul încoronării de la Alba Iulia și nu numai. Sau lucruri confuze, adică lumea și imaginează că în 1918 a fost și încoronarea, adică până când am reușit să despărțim una de cealaltă a durat, pentru că ne eram insuficient informați. Exact asta veniți să aduceți, informații pentru publicul larg. Pe această cale vă aduc la cunoștință că fiecare dintre dumneavoastră poate să ajungă astăzi la unul dintre liceile din capitală, mâine la Muzeul Național de Istorie, acolo unde puteți să mergeți pentru a afla mai multe informații. Foarte bine punctat, în 18, regele Ferdinand este cel care a semnat decretul, de fapt, de la finalul lunii decembrie. În anul 1922, în data de 15 octombrie, la Alba Iulia, probabil bine aleasă Alba Iulia. În funcție de Mihai Viteazu, categorică, de acolo este inspirația și chiar e o poveste foarte frumoasă, pentru că nu aveau experiența unei încoronări și atunci cum o faci, cum o organizezi, că așa pare foarte simplu. Pe de altă parte, regele Ferdinand nu dorea în mod special să îi pună pe cap coroana un preot ortodox, chiar dacă trecuse la ortodoxie între timp, dar el fiind totuși născut catolic. Și atunci au găsit această soluție să-și pună singur coroana și reginei să-i opună el. Dar totul făcut cu o eleganță extraordinară și fără niciun fel de încercare de a despărți nici bisericile între ele, nici de ci. Tocmai de a arăta odată în plus că era un rege nu numai că extrem de fidel, dar era un rege care își iubea atât de mult țara că vrea să dea un exemplu de la un capăt la celălalt și o să avem și povestea coroanei, care iarăși e o poveste foarte interesantă, dar pentru asta trebuie să veniți să o vedeți și inclusiv coroana regelui și coroana reginei, pentru că suntem din multe puncte de vedere mult mai original decât alte capete încoronate.
Foarte frumos, apropo, pentru că îmi dau seama că această caravană mobilă vine și cu aceste elemente a regalității ce pot fi văzute fizic prezente la Chișinău. Din ce mi-am dat seama, coroanele sunt aici și vor fi expuse. Da, printr-o expoziție fotografică, de asta spun, sunt niște fotografii inedite ce au fost alese de domnul Nicolae Pepene, directorul Muzeului Județean de Istorie din Brașov. El e curatorul acestei expoziții. Iată, văd că aveți și imagini de la lansare și din toate evenimentele pe unde am ajuns până acum. Dar poveștile în sine, pentru că nu se cunosc multe lucruri despre coroane, cum ar fi, de exemplu, plus de asta, înainte de a difuza filmul documentar respectiv pe care l-am ales împreună cu, și le alegem împreună cu Irina, sunt acele pastile realizate de domnul Cioroianu, 5 minute de istorie, cu care noi am crescut și ne place de fiecare dată să le revedem și în 5 minute, de exemplu, afli cum a fost creată coroana pe care a purtat-o Regina Maria. De asta spun, sunt lucruri scurte, prezentate așa cum ar trebui, ca să ne rămână acolo unde trebuie. Și tinerii, știți cum e, au nevoie de această informație pe scurt, nu vor foarte multe detalii în ziua scurt de astăzi. Scurt și cuprinzător, astfel. Exact. Absolut, și e foarte exact, că asta e important, pentru că fiecare detaliu e verificat și răzverificat, adică nu mai e nimic așa doar după ureche, și cred că asta contează, plus documentarele în sine, pentru care s-a lucrat foarte mult timp, de exemplu cel despre Maria Inima României, s-a lucrat enorm, s-au adunat materiale de arhivă de pe toată planeta, s-au colorizat o parte dintre ele ca să ai și mai mult senzația că ești realmente acolo, și plus că sunt imagini în mișcare, adică nu mai sunt, deci poți să vezi fotografiile după care vezi și în mișcare. Mie asta mi se pare foarte interesant, plus că au reușit să refac, deci să auzim vocea Reginei Maria, iar narator este inconfundabil Marcel Iureș, care se vede că o face cu o pasiune, cu o afecțiune pentru tot ce înseamnă egalitate, și asta îți dă altă, deci dintr-o dată stai cu gura căscată și simți așa că dintr-o dată te întorci în timp, așa, mai ceva ca la Woody Allen în Noaptea la Paris. Îmi dau seama cât de titanic a fost munca, pentru că dacă e să facem referire la regalitate în acea perioadă, inclusiv la regină, domnia sa a fost extrem de implicată în viața publică și nu doar... Și foarte prezentă și foarte filmată, pentru că era și foarte frumoasă, între altele, foarte elegantă și cu o carismă colosală, inclusiv la vizita de la New York, la vizita de la Paris, foarte bine, știm, întâlnirile cu Clemenceau și toate celelalte, și atunci, da, e altceva. Și îmi dau seama că se putea face de fapt un serial făcând referire la asta, pentru că sunt foarte multe materiale și foarte multe subiecte ce pot fi abordate. Apropo, făcând referire la Basarabia, pentru că este a 12-a locație Chișinăul, da, în anul 1920, mai exact în data de 20 mai, regele și regina erau la Chișinău, după ce au făcut traseul prin nordul Republicii Moldova de astăzi, ulterior au mers în zona Izmail, Basarabia istorică, care astăzi este în Ucraina, sau spațiul al Ucrainei. A fost ales Chișinău și în acest context, pentru că și regele a fost aici alături de regina? Clar, normal. Toate orașele au fost alese în funcție de pe unde a trecut și ea. Da, e practic un traseu pe care de-a lungul anilor familia regală a României l-a făcut prin România Mare, pentru că, iată, acest proiect a început la Iași, l-a continuat în partea de nord a României. Acum e a doua etapă a acestui proiect, pentru că are început școala și vrem să ne întâlnim cu elevii. Etapa a doua începe la Chișinău, continuă la Chișinău. Ajungem și la Balcic, sper, luna aceasta, în Bulgaria, și spre finalul proiectului vrem să ajungem și la Cernăuți, pentru că și în Ucraina, știm cu toții, e o istorie aparte cu zona respectivă, o zonă minunată. Și da, practic asta ne facem. Și bineînțeles Alba Iulia, Alba Iulia pe București, exact, și Iași. Și Iași, da, pe 15 octombrie, când chiar s-a întâmplat momentul acesta istoric, vom fi la Alba Iulia împreună la cu ambasadorii, mergem și la Blaj, avem și la Câmpeni, pentru că, iată, familia regală a fost în zone foarte mici, în orașe, în comunități extrem de mici. Când spun acum că o să ajungem la Abrud, mulți cred că nici nu știu pe hartă unde e Abrud în România ca idee, dar e un moment istoric care s-a întâmplat acolo. Și practic sunt 25-26 de destinații și refacem acest traseu simbolic, un traseu istoric, și vreau să vă mai spun, pentru că iată, aveți și imagini, cam așa suntem noi întâmpinați peste tot pe unde mergem, cu tineri entuziaști care vor să afle lucruri adevărate și lucruri importante. Vreau să mai spun că e de menționat că acest proiect
se desfășoară și e organizat sub auspiciile Familiei Regale a României, adică e clar, ei știu tot ceea ce facem și chiar ne-au trimis și un mesaj pe care o să-l citim astăzi la Liceul Da Vinci la ora 13, mâine la Muzeul Național de Istorie a Moldovei de la ora 12. E așa un moment care ne mișcă. Am avut săl cu 700 de spectatori, am avut săl cu 800 de spectatori. E mișcător. E un subiect ce interesează și acest lucru, sigur, după anii 90 în România și în spațiul dintre Nistru și Prut, subiectul încet, încet a început să prindă din ce în ce mai mult teren. După și au fost niște momente destul de dificile, care exact. Bine să nu ne uităm, dar și un moment extraordinar odată cu venirea regelui de Paștele din 92 și înainte, trecând pe la Putna, adică, da. E un subiect care ulterior a prins atât de mult teren încât oamenii au început să fie curioși și au dorit să afle mai multe. Uh-huh. Din păcate au trecut foarte mulți ani și generația din anii 20, de acum un secol, nu mai este printre noi ca să poată să ne povestească direct cum au trăit ele acele momente, dar în schimb avem această arhivă. Și avem o povestitoare în filmul despre Regina Maria, e cineva pe care au prins-o pe ultima sută având 100 de ani. Da. Foarte frumos. Da, și în Maria Inima României o să avem această mărturisire. Da, care este o persoană absolut aparte și care ați anticipat întrebările mele, pentru că doream să cunosc dacă o să ajungeți și în Bucovina în contextul a tot ce se întâmplă în 2022. Este deja planificată întâlnirea și la Cernăuți? Încercăm să definitivăm data, pentru că deja am vorbit acolo cu doamna consul, să vedem ce se întâmplă. Ni s-a promis că situația e sub control, nu avem nicio problemă de a participa cu acest eveniment, însă așteptăm să definitivăm toate detaliile. Cert e că la Balcic, în Bulgaria, încercăm să ajungem la mijlocul lui septembrie, iar la Cernăuți aproape de data de 15 octombrie. Să vedem cum se desfășoară lucrurile. La Cernăuți ați fost și cu 100 de oraș, 100 de cu centenarul filmului românesc. Un alt proiect care l-am demarat în 2018, când am sărbătorit. Când se împlinea din nou, se împlinea 100 de ani și tot așa am fost de la 101 orașe. 101 orașe, 101 evenimente. Și la Cernăuți. Și la Chișinău, am fost chiar de două ori atunci. Da. A fost foarte, foarte frumos și am fost și la Cernăuți și am fost primiți extraordinar. Așadar, e nevoie de aceste întâlniri, e nevoie să ne cunoaștem istoria, e nevoie să știm ce înseamnă România Mare, pentru că despre asta e vorba, da, nu suntem nici inamici, nu suntem nici țări diferite și din păcate, și asta știți și dumneavoastră, în ultima perioadă istoria a fost distorsionată și ni se aduc către noi, vin către acești tineri care toată ziua sunt cu telefonul în mână, informații eronate și atunci încercăm, așa, picătură cu picătură, să facem așa puțină lumină. Apropo de seriale, da, există o continuitate, știi, povestea de 1918 mutată în 2018 și tot așa din 22 în 1922 în 2022 și da. Vorbim de o perioadă, poate cea mai importantă din istoria spațiului românesc, în care regele Ferdinand era pe tron și el a fost pionul, poate, principal. Cel loial, da. A tot întregitorul, da. Dacă e să facem referire la continuitatea, pentru că în 2022 sunt 100 de ani, dacă ulterior poate sunt planificate sau gândite proiecte ce să continuăm acest traseu pe care îl faceți acum, astfel încât această informație mai apoi să ajungă și la alte persoane care poate astăzi, mâine la Chișinău, nu au posibilitatea să ajungă, dar și-ar dori să afle mai multe informații. Noi vrem să facem și un film documentar, pentru că filmăm absolut tot ceea ce se întâmplă pe cursul acestei caravane, cu siguranță o să avem și un astfel de material la final, ce va fi public pentru toată lumea, o să-l încărcăm pe toate site-urile și toate formele noastre de comunicare. Da, eu cred că va continua, pentru că stăm așa și ne gândim, iată, au mai fost și câteva evenimente organizate după ce s-a terminat centenarul filmului românesc. A fost o coadă a cometei, îmi place. Exact. Filmul românesc are foarte multe lucruri de spus în continuare, pentru că vine și o nouă generație din spate și aici Irina poate să puncteze mai bine acest lucru și venim cu filme românești și la Chișinău, știu că aveți un festival care se întâmplă aici. Adică, prin toate aceste lucruri, e o continuitate a unei părți importante din istorie. Care întotdeauna e urmată de întrebări. Asta este partea cea mai... Și între...
întrebări care cel mai adesea sunt total diferite de la un oraș la altul sau sunt unele comune și întotdeauna ne place să adunăm dintr-o parte între alta ce e comun și ce, cu ce idei noi au venit și lumea. A existat această teamă de a pune întrebări, încă în prima parte, mai ales după 90, după 89, a fost foarte complicat să convingi oamenii să pună întrebări, să așterne o liniște, nu întreabă nimeni nimic, doar moderatorul încearcă cu invitatul și așa. Și după aceea, încetul cu încetul, vine o cascadă de întrebări, se depășește veșnic timpul, dar cred că asta e foarte important și în anii ăștia am constatat cum lumea dintr-o dată acum de-abia așteaptă să pună întrebări. Deci cred că tot e în categoria de a schimba ceva sau de a descoperi, apropo de filmul românesc, de până în 89, care o parte dintre trebuie comentat, trebuie explicat de ce e așa, sau cât de mult s-au străduit o parte dintre cineași să poată să treacă de furcile ca ordinele unei cenzuri absolut grozitoare, sau știi, și atunci lucrurile astea funcționează și după aia o să avem mai mulți cineași, zic eu așa, și o să avem despre ce să povestim, că tot vă place vouă să spuneți că sunt critic de film, mie îmi place să zic că sunt doar un interpret de film, adică îl interpretez și îl comentez pentru că mi-e mult prea drag ca să-l critic. Bine, pentru cei de acasă din Republica Moldova, în cazul în care nu cunosc, probabil vocea doamnei Irina Margareta Nistor este cea mai cunoscută voce din spațiul românesc. Revenind la subiect, au trecut și 30 de ani de la Revoluție sau Independența Republicii Moldova, ca să tragem și o paralelă. Și mi-amintesc perfect, apropo de asta, iartă-mă, știi ce, ieri m-am gândit toată ziua la treaba asta, eram la Peleș, la o vilă a Uniunii Cineaștilor și mă uitam la televizor împreună cu mama mea, eram în vacanță când s-a întâmplat asta. Deci așa mi s-a părut atât de frumos că era ceva legat inclusiv de la vila ceramică care era a noastră. Era și domnul Caramitru acolo și soția lui și exact în momentul ăla în vacanță eram. Da. Apropo, ca să revin la ce doream să zic, au trecut 30 de ani, a apărut o nouă generație care nu mai este modelată de un sistem autoritar, cum s-a întâmplat până în 90 în cele două țări românești. O generație care este mult mai liberă, învață mult mai rapid, își dorește să învețe cât mai multe lucruri și o generație care sunt sigur că este interesată de regalitate. Și atunci vreau să punctăm puțin despre influența regelui Ferdinand, a reginei aici în spațiul dintre Nistru și Prut, pentru că ei au fost foarte atașați de acest spațiu. Ei au fost aici, repet, acest lucru se întâmpla în anii 20, în luna mai, atunci când au fost din nord până în sud, de fapt, începând cu Bucovina până la zona Izmail, Basarabia istorică. Ziceam să punctăm puțin despre cât de mult și-au dorit să ajungă aici, cât de mult și-au dorit să se simtă influența lor aici, să ajute cetățenii ce locuiau în acest spațiu. Și cât de mult i-au iubit pe cei de aici, pentru că altfel nu ar fi existat toate vizitele astea și trebuie să mai înțelegem că era complicat să faci o vizită de o asemenea lungime și să nu spui, eu sunt rege, am obosit, gata, hai că trimitem pe altcineva, nu venim neapărat noi. Deci asta mi se pare din nou ce trebuie să învățăm de la regii noștri, este generozitatea și o iubire infinită față de poporul lor și cred că asta e foarte, foarte important ca să meargă mai departe. Și generozitatea să mă lipsește, să știi, la un moment dat, da, e așa zic. E clar că ei și-au dorit să ajungă pe acest pământ românesc, pentru că iată și Regina Maria nota primele impresii în jurnalul său și spunea: străzile erau înțesate de o mulțime entuziastă, fără îndoială, pământul este românesc, iar populația este românească. A rămas plăcut surprinsă de căldura cu care ei au fost primiți și aceste lucruri au rămas consemnate. Sunt inclusiv notate. Cât de elegant a vrut să fie, tocmai ca să rămână o imagine de asta, adică trebuie întotdeauna să ții rangul, adică nu dintr-o dată, bun, vă fac semn cu mâna și gata, am terminat. Întâlnirile, iarăși, erau foarte mulți care de-a lungul timpului, la rândul lor, povesteau prin bunici, străbunici, cu toții, fiecare dintre noi am aflat diverse detalii. Deci tocmai asta, cred, conta foarte mult, era o apropiere și o afecțiune, iarăși tot așa, afecțiunea e tot timpul de ambele părți, adică nu poți să te aștepți să te iubească numai spectatorii sau respectiv poporul și tu să nu-l iubești, că nu funcționează, la un moment dat se rupe. Pe când dacă vine din ambele părți, e așa un fluid din ăsta perfect, care
Cât de important a fost impactul regalității în acea perioadă? Ca să reiterăm, pentru cei de acasă, aveți posibilitatea astăzi la Liceul Da Vinci de la ora 13:00 să aflați mult mai multe informații, aveți posibilitatea să vedeți și un film documentar, exact. Da, e vorba, deci pe lângă cele 2-3 rubrici, 5 minute de istorie prezentate de domnul profesor Adrian Cioroianu, astăzi o să vedem Memorialul Durerii, Regele Ferdinand I, Întregitorul de Țară, un film documentar realizat de Lucia Hosu-Longin de la Televiziunea Română și ne-l prezintă pe Regele Ferdinand din toate punctele de vedere. Bineînțeles, discutăm și despre expoziția anul 1922, iar mâine la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, în Sala Unirii, iată, da, cum s-a nimerit, da, ce frumos. Ei, cred că s-au gândit, nu cred că a fost așa o chestie întâmplătoare. Nu neapărat, dar știți cum e. E foarte frumos. Important așa. Că așa era, acord se cheamă, da, în cinema. Acord, da. O să vedem filmul Maria Inima României, producător John Florescu, în prezența ambasadorilor. Mâine ni se alătură și domnul Alexandru Muraru. Avem și un jurist, un dizident cubanez care vine special în Republica Moldova pentru că îi place foarte mult la Chișinău, dar are și o istorie aparte atunci când vorbim de cei 16 ani de închisoare pe care i-a făcut în Cuba. Și lucrurile se leagă pentru că faptele istorice trebuie să ne pună întrebări, trebuie să facă lumină și uneori aceste perioade să nu mai revină în actualitate. Nici perioada comunistă, iată, ce au pățit dizidenții și acolo, politici. Da, era același lucru, de fapt, era tot o consecință, nu? Exact. Pentru că știm foarte bine și la noi, după 30 decembrie, după abdicarea regelui, după plecarea lui și a reginei mama Elena, știm foarte bine, au urmat niște ani cumpliți, cu închisori, cu dizidență, cu atât cât se mai putea face, sau pur și simplu cu acuzații nefondate, știm bine câte documentare se fac în direcția asta și lucrul ăsta e valabil peste tot în momentul în care scapă și ajunge la putere cineva, ajunge un dictator, lucrurile sunt absolut la fel. Sorționate. Indiferent, dar indiferent unde te-ai aflat. Deci, tocmai ideea e să ne străduim, să nu se mai ajungă niciodată așa. Și e același lucru că e Cuba sau că e România, e absolut același lucru. Și iar o legătură, pentru că tu ai fost în Cuba, nu? Nu. N-ai fost în? Trebuia să ajungi, parcă trebuia să mergi. Trebuia să ajungi. Trebuia să ajungi în Cuba, dar Pedro Fuentes... Perioada de până 90. Da, exact. Da. Pedro Fuentes se numește acest dizident și îl așteptăm cu mare drag. Vor veni în această seară, ajung în Chișinău. Eu zic să lăsăm pe cei de acasă să descopere. Păi trebuie să descopere, da. I-așteptăm cu mare drag. Intrarea este liberă, trebuie să spunem acest lucru. Și apropo de ceea ce întrebați dumneavoastră puțin mai devreme, de unde vor rămâne toate aceste vizite, toate aceste informații. Noi practic facem, după fiecare episod, facem o relatare cu tot ce s-a întâmplat, cu galerie, cu fotografii. Păi am văzut că deja le-au folosit exact, pe o parte dintre ele. În coronare.artist-romania.ro e site-ul nostru. Avem și o pagină de Facebook, Centenarul Încoronării Regelui Ferdinand I și a reginei Maria. Intrați acolo și vedeți absolut toate detaliile. Eu cred că avem o mare șansă, că suntem generația care putem marca acest centenar al încoronării. E foarte frumos și măgulitor așa pentru noi. A trecut foarte mult timp, am învățat lecțiile, sau poate ar trebui să învățăm lecțiile dacă nu am făcut-o până acum. Un lucru este cert, familia regală în continuare este implicată în spațiul dintre Nistru și Prut prin donațiile pe care le face. Nu o să intrăm foarte mult acum în detalii, dar să știți că acest lucru se întâmplă și în secolul 20. Vă mulțumesc mult că ați venit în această dimineață. Și noi vă mulțumim tare mult. Noi vă așteptăm la evenimente pentru că le-am gândit cu drag împreună cu toți ambasadorii, cărora le mulțumesc pentru că o parte deja au ajuns la Chișinău. Aveți și târgul de carte, concurență, da, mare, exact, și așa, domnul Cioroianu, da, a fost și acolo. Se întâmplă foarte multe evenimente plăcute aici la dumneavoastră, vă așteptăm cu drag la filme. Și esențiale. Ce filme, da, exact, da. Chiar sunt esențiale și încă o dată vreau să vă mulțumesc că ne-ați primit. Mare și drag. Ne-ați acordat așa un spațiu generos pentru că, într-adevăr, cred că o mică parte din istoria noastră ce a fost prezentată în această dimineață. Vă mulțumesc mult încă o dată. Reamintesc că și pentru cei de acasă alături de mine în această dimineață a fost domnul Andrei Giurgea, director proiect, și doamna Irina Margareta Nistor, critic de film. Eu vă invit să mergeți și astăzi la ora 13 la Da Vinci, dar și mâine începând cu ora 12 la Muzeul Național de Istorie. Continuăm.